Salutare tuturor și pam, pam, pam! Faceți-vă confortabil, deoarece astăzi ne uităm la o oră de TikTok-uri amuzante, așa că o să râdem mult. Acest videoclip conține mai multe videoclipuri de ale mele combinate și stați să vedeți ce o să râdeți. Vizionare plăcută! Haideți să începem să reacționăm, avem aici primul TikTok care ne zice Bro saw the spawn point. Zice că cineva a văzut spawn point-ul, să vedem despre ce este vorba. Bă, ce a văzut băiatul acolo, fraților? A văzut spawn point-ul, acolo ne-am spawnat cu toții. Doamne, ferească-mă, cine face TikTok-urile astea, doamne, ține-mă departe. Hai că am început în forță, fraților, nu uitați să lăsați un like dacă ați râs. Și acum să mergem mai departe. Am cumpărat jucării noi pentru copii și s-a întâmplat asta. Să vedem, fraților, ce s-a întâmplat. Cred că ai o durut un picuț, o durut un picuț, ia. Ia să mai vedem o dată cum primește Dita mai. Ce e ăla, mă? Bă, ce jucăria asta? Cred că și eu am avut chestii de asta. De-o puneai pe el și apoi îl aruncai. Dar trebuie să-l arunci în sus, parcă, și să vină așa frumos, învârtindu-se în jos. Dar ăsta direct, bă, headshot la pisică. Doamne. Ce asta? Best Roblox car crashes. Cele mai tare accidente din Roblox. De ce aș vrea să mă uit la accidente din Roblox? Nu știu, dar haideți să ne uităm să vedem. What? Este așa ceva în Roblox? De ce? Oh nu. Oh nu. De ce este așa ceva în Roblox, fraților? Și eu trebuie să joc jocul ăsta, să bag picior dacă nu. Bă, dar asta e horror direct. E groaznic așa ceva în Roblox. Ia, dă asta de el. Ok, să vedem ce se mai întâmplă. Oh. Bă, dar asta e brutal pentru Roblox. Oh, nu. Bă, nu, fraților, primul videoclip, chiar ăsta de aici, e cel mai tare. Ascultați cum strigă. Bă, e bine că este doar în Roblox, nu în viața reală. Următorul TikTok, fraților, să vedem. Ce asta? When your friend is a little confident in horror games. Când prietenul tău este un pic prea încrezut în jocurile horror. Să vedem ce se întâmplă. Bă, da, camera 50 din Roblox Doors. Bă, da, l-o mâncat direct, ești nebun. Imaginează-ți să-ți începi ziua în felul acesta. Să vedem în care fel. Oh, nu. Bă, să zicem că faci naveta, da, vii de la țară la oraș, la școală. Te duci dimineața în bus sau în metrou sau în ce vrei tu și bă, te lovește o hartă în cap. What? Doamne, ajută-mă. Ce următorul? Fake poop prank in public bathroom. Oh, nu. O să arunce ceva căcat fals, dar nu-i căcat. Gen, e căcat, dar nu-i căcat. E Nutella. Oh. Oh, nu. Oh, nu, asta e groaznic. Nu, l-a atins și l-a aruncat înapoi. De ce l-ai atinge? Eu dat în tine, adică... Face că e ridicol. Fui! Bă! Doamne, asta e groaznic, nu! Oh my god! Doamne, bă, să ți se întâmple așa ceva. Ah! Mă ia cringiuiala pe interior, gen. Ce nasol. Scrieți-mi în comentarii cum ați reacționat la un prank de acesta, că... Următorul TikTok, fraților, să vedem. Give her a taste of her own medicine. Zice să... cum să vă traduc asta? Ar veni să plătești înapoi cu aceeași monedă. Să vedem. Va plânge, eram sigur. Uite-te la copil! Cum copilul îl trezește pe tatăl său seara din somn, așa și taică său se pune să plângă să trezească copilul. Bă, dar reacția copilului e cea mai tare. Uitați-vă la copil. Ce confuz e. Copilul e ceva de genul: bă, ce naiba, eu ar trebui să fac asta, nu tu. Următorul TikTok, să vedem. Ce, sunete de Minecraft în viața reală? What? Sună ca Minecraft.
Aia da. Următorul TikTok, să vedem. Ce e ăsta? O dat un pumn. Ce bine, ce bine că s-a terminat videoclipul acolo. N-am apucat să vedem cum omul acesta este bătut. Only in Ohio. Doar în Ohio, fraților, doar în Ohio. Bă, voi vă dați seama, mema asta cu Ohio deja de 2 luni și noi încă glumim pe Ohio. Următorul TikTok, să vedem. Wow! Skibri dop dop, pizza? Mamă! Stați, fraților, să-mi fac și eu propria mea variantă de skibri dop dop dop. Luăm o pernă. Pernă fascinantă, o băgăm aici sub. Mamă, ce mi-alungesc eu hanoracul ăsta și îmi place mult. Următorul TikTok, să vedem. Mă juca Minecraft și bunica mea a picat de pe scări, ok. Și m-a făcut să pierd 62 de nivele. Da, păi, că bunica ta pică de pe scări, contează, mă, câte nivele ai pierdut în Minecraft. Ok. Oh my god, nu! Rip bunica, fraților, rip bunica. Următorul TikTok. Ce? Băile publice din Ohio. Să vedem. Ok. Ce-i greșit? Ce caută gorila acolo? Adică ceva normal. În Ohio, o gorilă, total normal, cred. Habar n-am. Următorul TikTok, fraților, să vedem. Lasă că nu se sparge. Nu se sparge, fraților, nu. Mă uit, cred că a treia sau a patra oară și tot mi se pare amuzant. Filmează, lasă că nu se sparge. Aha, ia vezi că nu se sparge. Am crezut inițial că o să-i dea un pumn, că uitați-vă cum se pregătește, vedeți? Ia, ia. Și apoi îi arată degetul magic. Avem aici un clip cu Minecraft. Deci noi vrut să ne ajutăm. Ascultați. Minecraft și deodată am găsit o cruce. Wow! L-o găsit pe Dumnezeu Minecraft, fraților! Dumnezeu există în Minecraft, cream că există doar Herobrine. Mamă! N-am spart și am găsit-o așa și m-am speriat. Fraților! Poate s-a spawnat Herobrine. S-a speriat că a găsit o cruce. Bă, da, am o întrebare. De ce se sperie de o cruce? Nu crucea înseamnă ceva bine pentru că e Dumnezeu? Nu? Greșesc eu? Spuneți-mi dacă greșesc. Dar din ce știu eu, crucea înseamnă ceva bine. Următorul TikTok, fraților. Opa, Minecraft. What? Wednesday? What? Ce e asta, bă? Doamne Dumnezeule. Doamne, ferească, bă, ce-i ăsta? Oh, no. Huh? Money. Bro, what? Bro, what? Run. Sick din Roblox. Oh, no. Trebuie să mă șterg cu ceva la ochi. Trebuie să mă șterg cu ceva la ochi după ceea ce am văzut, fraților. E groaznic. E groaznic. Ăsta este cel mai groaznic videoclip din viața mea pe care l-am văzut. Efectiv. Recomandarea mea este următoarea. Dacă o vedeți pe Wednesday Minecraft, stați departe de ea. Următorul TikTok, dar nu uita să lași un like dacă îți place acest episod. Să strângem și noi acolo 4.000, 5.000 de like-uri. Doar cu ajutorul vostru pot, deci vă mulțumesc mult. Iar acum să continuăm. Ce asta? Wow! Tigrul fugărește o vacă, vaca... What? Ce s-a întâmplat? Bă, fraților, să ne mai uităm o dată, că n-am înțeles. Deci vaca o dat cu capul de gard, ok? What? Bă, eu nu înțeleg logica animalelor, să-mi fac piciorul dacă nu înțeleg. Următorul TikTok, fraților, Minecraft în Ohio. Să vedem. What? Câinele l-a făcut câine pe om, ok. Mi se pare corect. Pe urmă câinele atacă. What? Apoi ce? What?
What? Cred că o să am nevoie de mai multe șuvețele decât mi-am imaginat, fraților. Haideți să vă șterg și pe voi la ochi după ceea ce ați văzut. Minecraft în Ohio este groaznic. Următorul TikTok, fraților. Cum ar trebui să beau apa acum? Să vedem, fraților, ce se întâmplă cu apa. Este o apă normală, nu? What? Asta e fain. Mie îmi place cum arată. Ziceți voi că nu este satisfăcător. Uitați cum îngheață apa. Mamă, fraților, apa îngheață. A descoperit Jonuț Țăranu America. Ce pot să zic? Foarte tare. Următorul TikTok, fraților, ce se întâmplă? Oh, un tigru fugărește o gâscă? Nu, no, what? Înainte vaca pe tigru și acum gâsca pe tigru. Cum? Ați mai văzut așa ceva? Ați mai văzut așa ceva? O gâscă să bată un tigru? Uitați-vă! Tigrul nu știe că este un tigru. Sincer, ce-o păți tigrul ăsta? Are brain damage. Următorul tigru, fraților? Am zis tigru, nu? Următorul TikTok, fraților? Ce ăsta? Oh, nu! Doamne ferească-vă! Bă, ok, să zicem că conduci un seria 7, ceea ce e o mașină mare. Dar o mașină de asta, bă, cu motor de scooter, un smart de ăsta micuț, să nu poți parca. Mașina asta o parchezi acolo unde se pune bicicleta, mă, că încape, să ba piciorul și nu știe parca o mașină de asta. Ferească-mă Dumnezeu! Omul a primit permisul de la un giveaway. Comentariul ăsta e cel mai tare. Următorul TikTok, fraților. Ia, ce asta? Un ou? Și o găină. Ok. Mă! I-au furat ouăle! I-au furat două ouă! Dar fraților, ce-a ieșit prima dată? Oul sau găina? Eu zic că banana. Următorul TikTok, fraților, să vedem ce se întâmplă aici. Ce-i ăla? Cașcavalul, ce naibai? Ce e la frate? E ceva sub... Did you wash your ass today? Bă, clipurile astea sunt groaznice, să îmi bat piciorul că nu sunt groaznice. Următorul TikTok, fraților. Ce? Cineva a uitat să-și pună spawn point-ul. Da, neferească, bă, ce caut aici un... Ce caut aici un pinguin? Pinguinule, îmi pare foarte rău de tine. Nu știu ce cauți aici. Te-ai pierdut rău, grav de tort. Huh? Tort. Următorul TikTok. Siri, are you a man or a woman? I sexually identify as Michael Jackson. My pronouns are... Ați înțeles-o? Ați înțeles-o? Dacă n-ați înțeles-o, pare rău, da. I sexually identify Michael as Jackson. Michael Jackson. My pronouns are... E bună rău, frate, asta e bună rău. Ok, doi copii. Doi copii care se joacă. Hai să mergem mai departe. Oh, ce elefant drăguț. Wow, ce are în mână? De ce arată ciudat? Bă, ce tare. Nu știu de ce m-am gândit la prostii când am văzut chestia asta. Dar în rest este un TikTok mai mult drăguț decât amuzat. Este drăguț. Următorul TikTok este cu Five Nights at Freddy's. Să sperăm că nu este ceva horror. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Opa, gagla, stai. Bă, de unde naiba vin TikTok-urile astea? Adică astea le-au trimis abonații pe Discord. Dar bă, sunt geniale. Spita lui Dumnezeu, ești nebun? 1. Begin audio prompt. This is what happens after 6 a.m. Și că asta se întâmplă după ora 6 dimineața. Iarăși ceva cu Five Nights at Freddy's. Bonnie face curat. Bonnie face curat, fraților. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă după 6 dimineața în Five Nights at Freddy's? Păi, animatronicii se iau și fac curat. Atâta. Ia vedeți. Hopa. Jumpscare. Ce pui mei. Următorul TikTok, fraților. Și deja arată groaznic, dacă mă întrebați pe mine. Să vedem. Oh, nu. Momente înainte de dezastru, fraților. Așa s-a provocat cu tremurul de acum câteva zile. Următorul TikTok, fraților.
crazier. Ne zice că 2023 a devenit mai groaznic. Scientists have recently discovered. Oamenii de știință au descoperit recent. You're gay. Bruh. 2023 just got eaten. Vai, mulțumesc. Doamne, trebuie trimis asta la cineva, ești nebun. Următorul TikTok, fraților. Ce? Without camera, I have no idea how he get out. Deci zice că fără cameră, gen camera asta de luat vedere, nu își dădea seama cum a scăpat. Să vedem cum a scăpat acest capibara de aici. Wow, ninja, ești nebun. Mamă, ce sărituri are pe el să-mi bat piciorul. Bă, dar până la urmă iepure. Adică iepurii sunt cunoscuți că sar, nu? De ce ar închide un iepure într-un loc de ăsta micuț? Să-mi bag piciorul, zici că un bebeluș locuia aici. Următorul TikTok. Oh! Fraților, deci nu, eu la 1 milion de abonați, dacă Doamne, Doamne mă ajută și ajung acolo, să-mi bag piciorul, dacă nu, îmi comand o capibara. Facem clipuri cu capibara pe umărul meu. Și de ce stă cu un crocodil? What? Am prea multe întrebări. Dar uitați-l mă ce drăguț e, să-mi bag piciorul, dacă nu. Oh! Încă un capibara, fraților. Kakibara. Hai că kakibara. Bă, da, ce chill stă acolo. Ia, o plecat. Mamă. Următorul TikTok, fraților. De data asta nu avem o capibara, avem un avion. Doamne ajută să nu se întâmple ceva groaznic. Oh, nu. What? Cum? Ce? Stați un pic, am un pic de brain damage. Cum naiba? De ce pare atât de real? Și de fapt e de jucărie, de hârtie. Bine, nu e de hârtie. Bă, dar câtă forță are băiatul ăsta de oprins un avion, ești nebun? Am început bine, mamă! I-o dat două doze, hopa! Aproape i-o dat și a treia doză, dar uite-te că nu! Mamă, fraților! Prietenii din Ohio, aici foarte agresivi! Bă, dar ce-mi plac ăștia, mă! Sărmana rățușcă! Bă, rip rățușca, fraților! Headshot direct, ești nebun? Mamă, încă nu l-o ghicit, bă! Hai! Să-mi bag piciorul riplățușca, mă! Nu ghicește! Uite, i-o luat bani, ce-a făcut? Doamne ferească! Bă, uite, îi dă bani! Na, i-o luat bani! N-are nicio treabă! Bă, fraților, nu prea înțeleg ce se întâmplă în clipurile astea, dar sunt geniale, efectiv. Următorul TikTok, fraților. Whoops. Oh! Oh my god! Whoops. Emag apreciază gestul. Ce se bucură Emag, bă! Fraților, așa să dați și voi cu pumnul în butonul de like, uitați chiar așa! Tu și sibling, tu și vărul tău, ceva de genul. Tu și vărul tău încercând să luați niște snack-uri la 3 dimineața. Să vedem! L-o trădat, bă, l-o trădat! Deci el încearcă să facă rost de snack-uri, și vărul său se uită la el cum face rost de snack-uri. Ăsta pică cumva și vărul său fuge rapid în pat să nu-l prindă și să nu-l bată maică sa. Următorul TikTok, fraților. Toată lumea știe situația asta. Ce situație? Wow, ok. Oh, nu-i pică în cap. Ce face, mă, parkour? Oi, ferească-mă Dumnezeule, la ce naiba am ajuns să mă uit. Da, fraților, păi, chiar așa se întâmplă la sala. Adică dacă pică ăsta, gantera ce-o fi, se duce frumos, sare, pică și-ți intră în cură. Următorul TikTok, dar înainte de a continua, te-aș ruga să apeși pe butonul de like dacă ai râs măcar o dată. Și acum să vedem ce se întâmplă. Bă, l-a furat. Omul nu are nicio treabă, el se duce mai departe cu Snapchat-ul, cu filtrul, cu alea. Bă, îl fură pe frate tău, în spate, îl fură pe frate tău. Omul a văzut, dar a zis, nu-i treaba mea. Următorul TikTok, ce scrie? Started a new job today and this happened. Zice că a început un nou loc de muncă astăzi și s-a întâmplat asta. Oh,
Bă! Bă, dar din ce e făcută masa asta? Din Lego? O împins un pic și atât! S-o destrămat în toate părțile, bă! Nasol să pățești asta în prima zi de muncă, foarte nasol. Următorul TikTok. Dacă râzi, ajungi în iad. Să vedem, fraților. Oh, nu. Oh, nu, cred că ajung în iad. Oh, nu. Bă, ce se întâmplă cu bunicuța? Oh, a picat. Asta înseamnă că... că o să ajung în iad? Ai, fraților, dacă ați râs și voi, ne vedem în iad, ce să zic. Bă, da, vă dați seama ce teroare a fost în bunicuță când și-a dat seama că alunecă? Și ia viteză! Doamne, nu-i de râs, bă. Bă, nu-i de râs, poate să se întâmple ceva grav, dar cred că suntem cu toții de acord că este și o situație comică puțin, așa, măcar un pic. Următorul TikTok, oh, nu, prietenii din Ohio! Ia, trebuie să ghicească cine i-a dat în cap și nu l-a ghicit. Ai ghicit greșit. Ia, că are un morcov în mână, ce are? Wow, ce agresiv e. Wow! Ok, să vedem cine lovește. Oh-oh. Ia. L-a mânghiat. Bă, headshot, direct, ești nebun? Trebuie să-l ghicească. Îl așteaptă moartea pe iepuri acum. Uite că i-a dat morcovul la iepure. Bă, asta e agresiune, bă. Îl aș da jos pălăria. Bă, o primi și el bătaie. Aici e escaladat direct un război, frate. Aici nu mai este niciun joc, aici e război direct. Următorul TikTok. Câinele meu urăște zăpada. Bă, cum merge așa câinele ăsta, mă? Aparent, câinii au niște talente. Cum ar fi să existe câinii au talent? Dacă există românii au talent, cred că pot și câinii să aibă o emisiune Câinii au talent. Jocul ăsta este rasist rău. De ce? Ok, îl bate pe ăsta. E poliția, bă! Asta e poliția din GTA Vice City. Bă, fraților, dar nu e ok. Ce se întâmplă în GTA? Nu. Următorul TikTok. Ok. Cât minim de IQ. Cât minim de IQ a avut ăla, bă? Cât minim de IQ? Ia. Vrea să fure? Ferească-mă, Dumnezeule, ce prost e. Următorul TikTok. Monkey be throwing, stai să citesc. Monkey be throwing rocks to visitors and mom teaching him a lesson. Zice că maimuța aruncă cu pietre la persoanele care se uită la ei și vine maica sa și îl învață o lecție. Vine cu bota! Pov, a venit maica ta acasă de la ședința cu părinții. Bă, uite-te cum vine maica sa cu bota. Du-te, bă. Ce bătaie o primit ăla, bă. Bă, maimuțele sunt foarte interesante de privit. Am fost anul trecut, prin octombrie, la grădina zoologică din Ungaria, de la Nyíregyháza, și acolo este o groapă unde sunt multe maimuțe, babuini. Nu-s babuini, sunt maimuțe. Și bă, îți bănci roată și efectiv te poți pune jos și bă, nu te plictisești, te poți uita toată ziua la maimuțe, ce fac maimuțele. Bă, sunt așa de comici, se trag de coadă, se aruncă, se urcă pe spatele unul altuia, se duc, se călăresc, se mai bat, fură mâncarea unul de la altul, deci efectiv maimuțele sunt foarte comice. Următorul TikTok ne zice aici că voia să își surprindă soția și nu a ieșit prea bine. De ce? O să alunece. Păi! Putem zice că a livrat florile cu succes. Le-a livrat la destinație, nu? Oh, asta pe mine e în modul rut. Ați auzit cum a sunat? Ascultați sunetul. Asta pe mine e în modul rut. Când nevasta încearcă să te ajute. Cea mai frumoasă declarație de dragoste. Aplauzele mele. Următorul TikTok. Hey! Bă! Ce-a făcut pisicuța? Bă! De ce sunt așa de nesimțite pisicuțele? Wow! Oh, ăla a fost drăguț. Wow!
Pisici agresive. Ia bă, bă, ce l-a bătut? De ce să șoarele pisicile? Ăla nu a făcut nimica. No! Înainte îl pupă și după aceea îl bate. Bă! Omul, adică omul, pisica, au ajuns direct în backroom, să-și nebun. Următorul TikTok. L-a prins de aluniță. Ce s-a gândit copilul? Bă, dar ce e acolo? O fi un ou Kinder? Cu surprize? Ferească-mă, Dumnezeule! Următorul TikTok. Ce era, mă? Un porcușor în ăsta, în evacuare? Trebuie să fac asta la mașina mea chiar acum. 5 minutes later. Următorul TikTok, avem aici un câine și o piatră? Sau broască? Bă, ce s-o speria calul de broasca țistoasă, ești nebun? Ia! Următorul TikTok. Oh, nu. Ce prostie asta, bă? Pe câteva cuvinte în engleză. Husă, hi și hun can și. Omul a înțeles chineză. Sincer, zici că eu zic să zic în chineză. Hun can și. Mashallah. Următorul TikTok. O să pice. Ce fac rușii ăștia, mă? Următorul TikTok, care este parola de la Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? Bă, ce? Ok, de asta de făcut curat? Bă! Da, cred că robotul nu învăța să se ducă pe scări. Următorul TikTok. Se va întâmpla ceva groaznic. Presimțeam că se va întâmpla ceva groaznic, nu știu de ce. Bă, dar nu m-am gândit că calc o mașină. M-am gândit că pică cumva din aer sau habana, îl prinde altă pasăre, dar nu că nu că calc o mașină. Oh my god, asta e trist, nu e amuzant. Oh, nu a fost să fie. S-a dus căsnicia. Următorul trick-trock. Am zis trick-trock? Bine ai găsit la un nou episod de trick-trock-uri amuzante. Ok, domnul ajută o bătrânică și nu, mașina a rămas în liber. Mașina a rămas în liber. Oh, nu. Nu, nu o să râd la asta. Nu o să râd la asta, ok? Mi-am suflat nasul în palma, aparent. N-am râs, doar s-a auzit altceva, nu știu. Nu prea este de râs, dar comic este puțin. Așa, băiatul ăsta a auzit adevărul. Nu este de râs, dar e comic un pic situația, un pic. Ok, hai, hai să mai departe. Cineva cântă. Ce se va întâmpla? Yes, you are! This girl is on fire! Yes, you are! Și-o cerută singură, ce să zicem. Următorul TikTok. Ce e aici, mă? Moșul cu Dacia, ești nebun? Tare Dacia de București. Ia dai unchiule o peda! Dă-i o peda! Bă, moșul ăsta, aia da, aia da, frate, așa moș să tot fie ești nebun. Cu Dacia Golan, modelul vechi, să fiu moș de ăsta șmecher, ai de capul meu. Voi vă dați seama câte gagici au agățat moșul ăsta în tinereța lui? No, așa bunic să tot ai. Să vine să zică, pă vremea mea, cu Dacia Golan, atâtea gagicuțe adunam, vai, vai, vai. Următorul TikTok. Bro, getting ready for his KFC interview. Zice că se pregătește pentru interviul de la KFC.
Cred că o să intre și n-o să mai iasă de la interviu niciodată. Bă, comenta KFC! Nice and clean! Bă, genial, mă, genial TikTok-ul ăsta, mă. Următorul TikTok... Ce se petrece aici, mă? L-a prins de picior... Nu mai știu vorbi. L-a prins de picior pe om. Uitați-vă! Bă, piciorul greșit. Putem zice că din două picioare l-a prins pe al treilea? Mamă, câtă mâncare îi se dă, ești nebun? Poftă bună! Ce vesel este, mă, că o primit mâncare. E foarte vesel că o primit mâncare. Bă, fraților, din câte am înțeles, i-a murit fratele, cred, când au fost cu tremurele, ceea ce e foarte, foarte trist. Nu știu dacă într-adevăr e adevărat asta, dar dacă este adevărat, foarte trist atunci. În orice caz, important este că el este încă fericit și până în ziua de astăzi, el face skibri dob dob yes yes. Următorul TikTok, avem aici o pasăre, mai exact un porumbel. Și ce se întâmplă aici? Ce este, mă, ritual satanic? Ia vezi. Opa. No, am eu... Vreau să știu ce se întâmplă în mintea acestui porumbel. Adică, ok, o doborât porumbelul ăsta. Ok. Și după? Ce este ritual satanic? Începe să danseze dansuri din Fortnite. Ce naiba? Deci, da... Sunt foarte confuz în legătură cu ce se întâmplă aici, îmi scrieți voi în comentarii despre ce e vorba. Următorul TikTok aici ne zice că a primit superputeri. Mă întreb eu, cine a primit superputeri? Ia! Mamă, l-o scripat și l-o pălmuit, ești nebun? Ia! Hopa, hopa! Bă! Asta o fă una de aia personală, ești nebun? Ce fain ar fi, mă, să fiu iarăși un prunc de ăsta micuț și să mă iau, frate, să... Să scuip în palme. Să scuip în palme și după aceea să pălmuiesc pe toată lumea, mă. Ce activitate superbă. Adică uitați-vă ce s-a pregătit copilul ăsta. S-a pregătit, bă. Și o palmă din tot sufletul i-a dat. Următorul TikTok, fraților, dar înainte să continuăm, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like dacă ați râs măcar o dată. Și acum, haideți să continuăm cu acest Porsche. Mamă, fraților, ce mașină faină avem noi aici. Să vedem, Porsche versus Pod. Oh, s-a distrus un pic. BMW? Mamă, pica și BMW-ul? Mamă, dar nu știu, doar mie mi se par satisfăcătoare. Daoleu, ce s-a întâmplat cu Tesla-ul? Ia, Ferrari-ul. S-a dus și Ferrari-ul. Ia, busul școlii. Bă, s-a dus busul școlii. Da, au trecut Bugatti-ul. Nu știu, fraților, videoclipurile astea mi se par satisfăcătoare. Adică, nu știu, e așa plăcut să te uiți la ele cum se distrug. Părerea mea. Următorul TikTok ne zice să ieșim afară că este o vreme plăcută. Da, o zi normală în Ohio, ce pot să zic? E o vreme foarte plăcută, adică e doar sfârșitul lumii până la urmă. Ce poate fi greșit? Indiferent ce vreme e afară, la școală tot trebuie să mergem, nu la școală, nu există scuze, mă, nu există nici pentru părinți, nici pentru profesori, poate să fie sfârșitul lumii, la școală trebuie să mergem de fiecare dată, nu? Sau doar la mine a fost așa. Următorul TikTok, avem aici un ocean. Sau, mă rog, un copil care e foarte forțos. Păi băiatule. Păi băiatule, mă. Mamă, fraților, ăsta de mic vrea să devină Hulk, ești nebun? Vrea să devină Hulk verde. Nu, copilul ăsta. Copilul ăsta e ce trebuie, fraților. Trebuie să ne apucăm și noi de sală. Că altfel ne bate copilul ăsta, ești nebun. Următorul TikTok, tot cu copii, mă. Următorul TikTok, tot cu copii. Doamne, s-a citit și în engleză. Muscle memory kicked in. Zice că memoria musculară a lovit din nou. Ceva de genul a venit tradus. Plânge copilul, ok. Mamă, de ce nu-mi plac copiii când plâng? Mi se pare cea mai enervantă chestie din viața mea. Bă, să auzi copiii cum plâng, să-mi bat picior dacă nu. Ia! Gata, frate! Gata, frate! Așa e și la români. Așa e și la români, doar că trebuie să pui manele, frate. Și imediat, frate, se ia direct toată bucuria și ești nebun, toată lumea începe dansul. Și atât, frate. Atât. O și uita că trebuie să plângă. Și-o da seama că, bă, stai, bă, bă, eu trebuie să dansez acum și trebuie să plâng mai târziu. Următorul TikTok, fraților. Ok, suntem într-o mașină. Bun. Ok.
Hai că da, hai că conducem astăzi, fraților. Ce facem? Învățăm cocoșul să conducă? Dacă ai fi un cocoș, unde te-ai duce cu mașina? Categoric nu la KFC. N-am să comentez nimica. Următorul TikTok, fraților. Nu, ce-o băgat hamsterul în gură? Bă, poliția hamster, ești de bun? Bă, cum se aude melodia? Bă, ai puța hamsterului? Auleu. Bă, stați să ne concentrăm pe hamster, nu pe altceva. Bă, ce drăguț e, da? Scoate-l din gură. Ia, mă, că-i se afară. Ok, aveți grijă la ce vă mănâncă hamsterii. Chiar sunt foarte curios. Scrieți în comentarii câți dintre voi aveți hamsteri. Am avut și eu mai mulți hamsteri, dacă n-am fost mai mic. Acum nu știu dacă aș fi în stare să am grijă de unul. Laurențiu Bluetooth. Și mai zice cineva gaming hamster. Hamster de gaming. Următorul TikTok ne zice aici eu după ultimul examen. Ia să vedem. Efectiv așa am fost când am terminat liceul, am luat bacul. Efectiv, deci efectiv eu. Am venit acasă, bag piciorul în el de... ce-o fi acolo, la revedere. Trebuia să iau toate cărțile și manualele și tot ce am scris și să mă duc și să le dau foc, frate. Să facem un foc de tabără cu cărțile pe care le-am scris în toată școala. O să vedeți că atunci când terminați și voi clasa 8-a și clasa 12-a, efectiv așa o să fiți vara. Literalmente. Așa, următorul TikTok cred că iar este unul de ăsta satisfăcător. Ia să vedem. Oh, da. Bă, ce-mi place cum se distruge. Bă, Lamborghini-ul. Mamă, Tesla-ul, s-a dus Tesla-ul. Bă, ești de bun, trenul. Dai că Bugatti-ul e din Bedrock, ești nebun, e indestructibil Bugatti-ul. Dai că da. Următorul TikTok, avem aici un prunc care ce face? Se joacă. Ok. Wow! Bă, eu m-am speriat, ești nebun, ce naiba? What? Cine și-a băgat fața acolo? Bă, ce? Nu, asta e o chestie de aia. Ce cu spini și gen poți să o împingi dintr-o parte, nu? Și gen, de ce ți-ai băgat fața acolo? Dacă copilul ăsta dădea un pumn, efectiv, te durea, mă, de te rupea, îți făcea găuri în față, ești nebun? E, riscul meseriei, fraților. Următorul TikTok, avem aici un câine care, da, poftă bună. Hai să-i urăm cu toții poftă bună la acest câine. Poftă bună. Mamă, fraților, cum am oprit poza asta, ești nebun? Bă, zici că e un monstru de la din Roblox, zici că e ceva să-mi bag piciorul cum arată. Ok, hai să mergem mai departe la următorul TikTok. Ce? Balonul este o jucărie minunată pentru câini. Bă, sărmanul câine! Bă, ce-a făcut? Ai, bă, asta nu e amuzant, mă. A, dar ce bine, uitați-vă la câine, este vesel, este în regulă, nu a pățit nimica. Următor, TikTok, my chicken is always ready, zice că găina mea mereu este pregătită. I need an egg. What? Ce e asta, găină la comandă? Îi zici o singură dată că ai nevoie de un ou și gata, frate, ți-o livrat ou. Nu dai cu găinea asta, frate, nu dai, nici nu. Ascultați doar. Atât, frate, la comandă. La comandă, cea mai bună găină. Bă, ești nebun? Că ăsta mi s-a părut cel mai amuzant de până acum. Următorul TikTok, avem pisici care sar. Ia ce gras e pisica asta. Cam grăsuță pisica. N-a reușit, altă dată poate da. Următorul TikTok ne zice că de fiecare dată stă pe telefon. Fraților? S-a dus în backrooms? Unde s-a dus? Noi n-am văzut nimica. Ați văzut ceva? Eu n-am văzut nimica. Hai, mergem mai departe. Am foarte multe întrebări. Ia să vedem. Bro, ce? Stai, ce? Confuzia mea este... Confuzia mea... Stați un pic că nu mai pot vorbi. Deci, confuzia mea este cu totul la un alt nivel. Asta voiam să zic. Mergem mai departe. Oh! Oh, bă, ești nebun asta pe mine, m-a durut.
Uitați-vă la fața lui. Au, mergem mai departe, fraților. What, pleacă Cuca? Oh, nu, accident rutier. Bă, ce? Opri poliția Cuca, ești nebun? Uitați-vă la ăsta, uitați-vă la ăsta. Bă, sărmanu, mă, ce-o făcut, mă? Bă, Cuca l-a lovit, mă. L-a lovit gunoiul, ești nebun? Bă, nu te pui cu gunoiul, ce pot să zic? Următorul TikTok, fraților. Uitați, un câine drăguț. Oh, ce câine drăguț. Câine, ești bine? O zis că e bine, deci înseamnă că e totul bine, merge mai departe, fraților. Bird, de fapt o scris burb, da, e ok, bird vrea să zic, adică pasărea. Bird forgot he was standing on a fountain. Zice că pasărea a uitat că stătea pe o fântână. Bă, TikTok-urile astea mai mult mă șochează decât mă face să râd. Adică da, e comic. Nu știu dacă mă înțelegeți, astea sunt TikTok-uri de alea că mă uit prima dată și mă șochează. Și când mă uit a doua oară, realizez ce s-a întâmplat și mă face să râd. Putem zice că a venit la o spălare. Nu? A fost spălată. Următorul TikTok, fraților, cineva a făcut un emote, să vedem. Taie tortul copilul ăsta, bă, ce ochelari mișto are. Ce e asta, mă? Bă, nu, mai vreau să văd. Băi, genial, bă, nu știu ce e mai amuzant, melodia sau ochelarii și fața pe care o are. E genial, bă, frate, genial, efectiv. Următorul TikTok, fraților. Deci intră o doamnă și o picat, ok. Nasol. Bă, dar cu ce-i făcută podeaua asta? E cu gheață? Tu te, bă, sve. Și zice Răzvan, aia e. Aia e, fraților, se mai întâmplă, aia e. I sold my cat and he came back. Mi-am vândut pisica și a venit înapoi. No! Băi, băiatule! Băi, ești nebun? Nu. What? Deci, persoana asta și-a vândut pisica și gen următoarea zi a venit înapoi. Nu. Deci să-mi vând pisica și să vină așa înapoi. Ia uitați-vă la ea! Pă, zici că vrea să omoare. Zici că, uitați-vă, se urcă pisica asta, e ceva de genul. Da, da, m-ai vândut? Nu, stai că vin eu și te prind eu, te vând eu acum. Nu. Deci m-aș baricada și nu știu, bă, să vină înapoi așa pisica. Următorul TikTok este cu Dors și ne zice că Sick nu a lăsat crucifixul să-l oprească. Să vedem despre ce este vorba. Fuge Sick, o scos asta crucea, ok? Și ce? Aia da, o folosit crucea pe noi. Bă, ne-am dus direct în iad sau în backrooms, cine știe. Avem aici un câine pe un skateboard și mă întreb oare ce se va întâmpla greșit. Ia să vedem. Ok, totul e în regulă. Au, nu. Bă, eu vreau să știu dacă câinele este în regulă. Asta nu e amuzant. Nu, asta nu e amuzant. Eu vreau să știu dacă câinele ăsta este în regulă. La naiba. Bă, dacă ne uităm, nu cred că o picat așa de tare câinele. Deci câinele este în regulă, cel mai probabil. Câinele este în regulă. Următorul TikTok, fraților, sper să râdem puțin mai mult la ăsta. Și ne scrie aici că cu toții știm pe cineva care are nevoie de acest pat ca să se trezească. Ia să vedem despre ce este vorba. Da, bă, da. Ăsta sunt eu. Bă, nu știu de voi, dar eu mă trezesc groaznic de greu când trebuie să mă trezesc de dimineață. Deci mă trezesc foarte greu și cred că am nevoie de un pat de ăsta care să scuture și să trezească. Dimine, ești nebun? Da, îmi trebuia pat de ăsta când mă duceam la școală, bă. Fraților, voi aveți nevoie de un pat de ăsta? Scrieți-mi chiar acum în comentarii. Următorul TikTok ne zice aici că cineva aproape a creat sfârșitul lumii. What? Să vedem despre ce este vorba. Ok. m-am prins. Deci, băiatul ăsta dacă pica de pe scaun... Atunci, da,
Probabil era sfârșitul lumii. Bă, dar ce bine că nu a picat. Dar ce bine că s-a luptat pentru viața lui și pentru viața noastră. Următorul TikTok, fraților. Dar înainte de a continua, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like. Să spargeți butonul acela de like. Să strângem 1 milion de like-uri. Hai, cu 1 milion de like-uri dacă e. Iar acum, dacă ați dat like, putem continua să râdem. Ia să vedem, avem aici o mașinuță și ne zice că este foarte confuz în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. What? What? Stai un pic, ce s-a întâmplat aici? Bă, deci prima dată am crezut că se pișă. Dar după mi-am dat seama că vrea să spele mașina. Și ce a fost în capul câinelui? Mă, ce? Nu mai înțeleg nimica, fraților. Următorul TikTok, avem aici un băiat care cred că este sub influența alcoolului și... Mă, ce? Da. Să nu beți prea mult alcool pentru că se întâmplă asta. O intrat cu capul în perete. O intrat în backrooms. Wow! Următorul TikTok, fraților, să vedem despre ce este vorba. What? Un câine taie iarba. What? Ceva normal în Ohio. Totul este normal în Ohio. Ceva de genul vezi zilnic. Adică și eu acum dacă mă uit pe geam, văd un câine care pilotează un avion. Wow! Scrieți-mi în comentarii voi ce vedeți pe geam. Următorul TikTok ne întreabă ce este greșit cu el. Nu se face așa. Deci fiți atenți, puneți pasta de dinți pe periuță, exact cum face și el, până acum a făcut corect. Dar de aici nu! Nu face asta! Nu! Nu! Cine se spală așa pe dinți? Ajutor! Am nevoie de un psiholog. Ia, să vedem ce se întâmplă aici. Mă, ce? Cum? Doamne, Dumnezeu. Bă, ceva de genul e musca, frate. Bă, musca știe să intre pe o gaurică atât de mică în cameră, dar când îi deschizi tot geamul, bă, el nu poate să iasă, mă. Bă, el nu poate să iasă, mă. Doamne, eu nu înțeleg câteodată cum funcționează animalele, unele animale. Următorul TikTok. Nu mă așteptam la asta. Mă, ce face catrenul? Doamne, cine face TikTok-urile astea, mă? Următorul TikTok. Oh, nu. Oh, nu. Era logic că se va întâmpla ceva groaznic. Pisicuță. Wow, 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 ok. Mamă, pisica șmecheră, fraților. Let's go. Ce se întâmplă aici? Bă, bă, de ce-l bate? Aaa, sărmanu, bă. Lăsați un like pentru pisica asta. Ia, ce se întâmplă? Cred că asta o să doară. Ce față are? What? 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 Huh? Ah? Dați un pic că mi-a dat și mie cu eroare la creier. Următorul TikTok, fraților. Mă, ce? Gata. De acum încolo să-mi fie frică să arunc gunoiul, frate. Bă, sărbarea, bă. Watch as this dog scares the life out of this delivery man. What? Deci știi că omul ăsta aduce ceva pachet, e curierul și un câine o să-l sperie. Bă, eu mă căcam pe mine. Eu vă zic sincer, mă căcam pe mine. Bă, ce cu câinele ăsta, mă? Asta e cel mai periculos câine din lume și din univers. What? Asta e mașină cu o grămadă de suc și apă. Bro, you know what happened last time, just drive. Mă, ce? Please. What? Păi na, fraților, drumurile din România. Ce să facem? Următorul TikTok? Ok. Îi face magie. Wow, a dispărut. Ah, lulu! Uitați-vă ce șocat a rămas maimuța! Ah, ok. Oh, pisi. Wow. Uite-mă că se duce după minge. Urcă pe scări. Ok. Băi, aruncam câinele pe geam, ești nebun? Băi, eu te aruncam pe geam, măi, nesimțitule, măi!
Bov, Steve arde casa unui villager român. Să vedem despre ce este vorba. What? Ce zice asta, mă, fraților? Ce zice? Exact, despre ce este vorba, că nu înțeleg nimica. Scrieți-mi în comentarii dacă știți despre ce este vorba. Și-a scăpat cutia cu scule. Oh, nu. Oh. Mamă, frate. Omul a evoluat. Omul a evoluat, nu știu, a făcut upgrade la level 2, frate. Bă, ce rău îmi pare de el să-mi bat piciorul. Cred că fiecare tată înțelege această durere. Doamne. What? Villagerul când îi dai foc la casă. Bă, despre ce este vorba, că nu înțeleg. Ce sunt mimurile astea, fraților? Bă, tițel de avion, de ce vorbesc villagerii și ce vorbesc ăștia? Următorul TikTok, fraților. Wow, ia. Și că o dat ceva emoticon înainte să zboară. What? Dansează? What? Mă, ce? Uitați-mă cum a dansat așa. Doamne, la ce am ajuns să râd, ești nebun. Ce a ajuns să fie umorul în 2023, frate? What? Mă, ce se întâmplă aici, măi, băiatule? Stai un picuț. Ok, pică la cap. Omul n-are nicio reacție. Pică o lebeniță în apă. Bă, ce? Nu mai înțeleg nimic. Acest TikTok este cel mai confuz TikTok din lume. Următorul TikTok, fraților, să vedem. Se ceartă? Domnule porumbel, acela nu este o mâncărică, aceea este o frăbiuță. A mâncat vrăbiuța. Scrieți rip vrăbiuța în comentarii. Următorul TikTok, fraților. Domnul polițist zice ai genul, bă, să-mi bat piciorul dacă știu ce se întâmplă pe aici. Doamne. Ia, pisica păianjen. Doamne, Dumnezeule. Cum de nu se sperie pisica de pe ajunul ăla, mă, că eu deja săream sus pe tavan, ești nebun? Următorul TikTok, frații. De ce are calul așa o viteză? Bă, ce se întâmplă aici, mă? Următorul TikTok, fraților. Mamă, ce mașină avem aici. Ia, îl filmează. Ok, ia că filmează cum merge cu viteză. What, și-o deschis? What? Mă, ce? Bă, și eu vreau mașină de asta, mă, să zbor cu ea. Deschid ușile și zbor cu mașina, ești nebun? Ok, hai să vedem despre ce este vorba. Bă! Bă, nu e ok. Nu știu dacă să râd, pentru că este Roblox și este amuzant cum s-a spulberat caracterul, sau dacă să nu râd, pentru că acel caracter din Roblox nu mai există. A rămas nimica din el. Mă rog, au rămas bucățele din el. Scrieți-mi voi în comentarii dacă asta vi se pare amuzant. Dar sărmanul robloxian s-a spulberat. Praful a rămas din el. Următorul TikTok. Miau, miau, la mulți ani! Uitați-vă la pis-pis! Miau, 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 miau! Acum suflă! Suflă, așa! Tortul unui pește! Adică, ce vorbesc? Tortul unei pisici! Care este tortul unei pisici? Un pește! Și tocmai am auzit la mulți ani pe limba pisicii. Miau, 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 miau. Și uitați-vă la final că miau și pisica. Da, la mulți ani, au făcut 4 ani, că văd că sunt 4 lumânări de astea. Miau, miau, fericit și vouă, fraților. Următorul TikTok, dar înainte de a continua, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like să strângem 5.000 de like-uri. Vă mulțumesc mult. Și acum continuăm în forță. Oh, stai că am sărit peste asta. Ce se întâmplă aici? 2 pisici gata să se bată. Bă, puneți pariu în comentarii. Pisica portocalie sau cealaltă pisică? Aia gri sau ce-o fi? Opa, 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 începe bătălia. Uite că
Se duce la plimbare. Uite, mă. Mamă, ce pisică agresivă. Bă, dar sunt foarte curios de la ce s-o certat pisicile astea. Uitați-vă. Atâtica mai era și se băteau, mă, cu pumni, cu zgârieturi, cu alea. Următorul TikTok, fraților. Oh, mai multe pisici. Cică, pisica asta e foarte geloasă. Ia. What? What? Deci, din câte putem vedea aici, doamna aceea ține o altă pisică și pisica asta e foarte geloasă, adică doar uitați-vă. Bă! Sărmana pisică. Următorul TikTok, fraților. Opa. What? Da, mă, da, adică trece mașina pe trecerea de pietoni. Și pietonii sunt mașina. Ce? Am crezut că le-am văzut pe toate, dar așa ceva încă n-am văzut. Ok, următorul TikTok, fraților. Ce? Aproape și-a omorât tatăl. Sau bunicul, ce-o fi. Ia să vedem ce face. Îi bag în gât. Mamă, fraților, momente înainte să se întâmple ceva dezastruos. Nasol, bă, ce pot să zic, nasol. Următorul TikTok. Ia, ce se întâmplă? Mușcă de fund. Oh! Bă, ce stai un pic, ce s-a întâmplat aici? Deci câinele. Ok. Foarte, foarte urât ce-a făcut câinele ăsta. Foarte, foarte urât. Și-a meritat. Și-a meritat soarta. Următorul TikTok. Opa. Ok, avem o puicuță care bea bere. Și după aceea umblă două picioare, what? Uitați ce poate să facă berea, bă! Spuneți-mi voi mie, unde ați mai văzut o găină de asta să umble așa? Cred că i-a plăcut berea, nu știu ce să zic. Rip, ia, ce s-a întâmplat? E un câine, un câine drăguț. Oh, oh, nu mai este drăguț. Stați să oprim videoclipul fix când se întâmplă incidentul. Ia să vedem. S-a întâmplat ceva nasol aici. Dar ce bine că s-a terminat videoclipul aici, pentru că nu a apucat să se întâmple nimic groaznic. Adică doar și-a deschis gura. Poate a căscat, poate a vorbit, poate cine știe. Dar uitați-vă ce față inocentă are. Și după aceea doar atacă. Nasol, bă, nasol. Ia. Ok, avem un cuptor cu microunde care gata. Și... Hello? A, da, bă, da, 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 da. Da, chiar așa funcționează. Alo, bună ziua, da. Da, vorbesc cu acest animăluț de pluș. O, ce drăguț este. O, ce drăguț e, fraților. Nu e așa că e foarte drăguț. Apăsați urgent pe like dacă vreți să trăiască. Rapid, rapid. Hai să-mi bat piciorul, mi s-a stricat pistolul. Bă, băi. Următorul TikTok, fraților, să vedem. Mamă, deja știu că s-a întâmplat ceva groaznic, eram sigur, eram prea sigur. Ia, ia, ce palmă și-o luat! Uite! Îl limită! Wow, 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 vezi că face cineva pipi pe tine, bă! Ok. Bă, ce? Bă, ăsta e șmecher! Ăsta e șmecher! Lasă-mă în pace, cred că asta e cea mai șmecheră pisică din lume, ești nebun? Următorul TikTok, fraților. Oh, ce se întâmplă aici? What? Ah, oh! Bă, nu pot să cred asta, ce-a făcut câinele husky? Doamne! Bă, să-mi bat piciorul dintr-un videoclip care credeam că o să iasă scârbos, a ieșit unul foarte ciudat și amuzant. Adică, de ce ar face asta husky? De ce l-a băgat cu capul? Mi-a picat telefonul. Ok, fraților, am fantome în casă, îmi pică telefonul de unul singur. Foarte dubios, foarte dubios. Haideți să mergem mai departe. Ce e aici? A, da, bă, da, 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 da. Așa dai și o pizza o acasă, la țară, la bunica, la bunicu. Da, 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 da. Da, 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 așa. Oh. Bă, ce? Ce s-a întâmplat? Stai un pic, what? De ce a primit o tigaie în cap? Ok, ok, ok. Să nu tăiați așa pizza, nu așa trebuie tăiat. Vă zic eu, nu. Uite, un topogan. Și... Oh, a, a, se dă pe topogan, fraților. Opa, opa, opa. Dar nu așa trebuie să te dai, trebuie să te arunci. Lasă-te, nu te speria.
E doar apă! Nu o să te îndeci, că nu e adâncă. Sper. Uite, s-a ridicat în picioare. Oh. Nu cred că mai vrea să se ducă vreodată pe un topogan. Nu cred că i-a plăcut. Bă, topoganele acelea care sunt acoperite. De te bagi în ele și nu mai știi dacă ești în viață sau nu. Intri în backrooms direct. Bă! Următorul TikTok, fraților. Oh, nu. Ce vrea? Oh, nu. O să-i arunce la în cap. Oh. Pe ăsta l-o trimis în backrooms, vă zic eu. Omul a ieșit din casă și s-a trezit în backrooms. Următorul TikTok. Ia să vedem, care mașină sare peste toate autobuzele? Bă, ce ziceți? Sare mașina asta roșie? Ia să vedem. Oh, o sărit, bă! O sărit! Bine, la final a făcut accident. Ia să vedem, BMW-ul ăsta albastru sare? Ok, a sărit. Da, mă, da, o sărit, bă, ești nebun? A, ce-a făcut ăsta, mă? Bă, ce-a făcut? Tesla, ia să vedem. Mamă, Tesla a bubuit, ești nebun? Bugatti. Da, normal că o sărit Bugatti-ul. Cum să nu sară Bugatti-ul? Lamborghini, ia, fraților. Nu a sărit Lamborghini-ul. Nu-mi vine să cred așa ceva. Următorul TikTok, fraților. Ia, o să scape. Ești nebun? What? Stai, ce... Ce? Uitați-vă, stați, fiți atenți. Pică o sticlă de cola acolo. Uita, acum au picat, ați văzut? Acolo jos, în dreapta, la picioarele domnului în portocaliu. Și uitați-vă, o, e la fata aceea, mă, și... Doamne, o... Doamne, de câte ori mă râui devine mai amuzant asta. Nici nu știe ce-o lovit-o, mă, ești nebun? Următorul TikTok, fraților. Imaginează-ți că trebuie să explici asta la șeful tău. Uite, avem două pisici. Pisici husky. O deschis ușa la curier. Ok. Ok. Curierul-i confu... Oh! What? What? Stai, cum adică eu închis ușa în față? Stați să vedem încă o dată. Du-te, bă, trebuie și mie o pisică de asta. Doamne, i-am zis pisică, ce tâmpit, este husky, este câine. Următorul TikTok, fraților. Păi, și eu m-am speriat, ești nebun? Doamne, sormana pisică. S-a căcat un pic pe ea pisica. Ia să vedem ce se întâmplă aici. O tunat ceva și mănâncă peștii. Toarnă bere și iese românul, frate! Toarnă bere și iese românul, bă! Mai trebuiau niște manele, frate. Următorul TikTok, să vedem la ce ne uităm. What? What? Meow! Genial, bă, genial. Următorul TikTok, fraților, să vedem. Oh, nu! Oh, nu! Bă! Bă, ce tragedie! Și-a abandonat puii sau... Poate nu i-a abandonat, poate a uitat că nu poate să zboară. Uitați-vă la puii, se gândesc acum toți puii ăia. Bă, mami, am rămas aici, noi nu știm zbura. Doamne, mă, Caterinca. Bă, este bine că șoferul a oprit, i-a văzut. Și puișorii n-au fost călcați. Dar sunt convins că și șoferul a râs una bună când a văzut situația. Cu așa, mamă, nu-ți mai trebuie dușmani. Fraților, cam atât cu acest episod. Spuneți-mi în comentarii care a fost TikTok-ul vostru preferat. Nu uitați să lași un like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!